Bună dimineața, domnilor și domnilor. Începem prima zi a lunii cu o analiză tehnică monthly, daily de data aceasta. În primul rând, calendarul economic de astăzi, știri importante, care pe reorare 11:30, manufacturing PMI-ul, ADP non-farm employment change la 15:15, încep știrile pe piața muncii de pe Statele Unite. Știm că vineri avem și Sfântul NFP. La 17 avem ISM Manufacturing PMI-ul, iar la ora 21:15 avem un statement al FOMC-ului. Deci cam astea sunt reperele orare din cursul zilei de astăzi. Și acum vom trece rapid peste fiecare produs pe care noi îl analizăm. Și anume, am intrat pe SP500 Monthly. Ok, SP500 Monthly. Ce constatăm? O bară lunară ascendentă, nu o bară foarte bine dezvoltată. După părerea mea, și datorită acestei configurații, numai puțin, am o problemă. O clip. Ok, daily, weekly. Da, e bine, da. Aveam o problemă în legătură cu încărcarea datelor. Bun. Deci SP500, așa cum vă spuneam, o bară lunară ascendentă, un swing format, ceea ce ne arată că maxima de la 1420 devine trigger de long și am putea vedea o nouă maximă în luna aceasta, în luna lui august, care se ducă și ar putea egala maxima de la 1576.09. Deci probabilitatea de trade pe graficul lunar este long. Pe daily, în cursul zilei de ieri, pe sfârșitul lunii precedente, am avut o ușoară retragere, crearea unui swing high, de acea high trigger high creat, ceea ce ne indică chiar dacă va exista o corecție în cursul zilei de astăzi, probabilitatea ca prețul să urce din nou este destul de ridicat. După părerea mea, corecția ar putea să meargă până pe zona de la 1373-1375 și de aici să vedem o nouă urcare. Deci rămân în continuare pe idee de probabilitate long. Totuși, trebuie luat în seamă faptul că aici avem o divergență bearish clasică formată deja. Ei, va trebui să fim foarte atenți. A spune SP500 pe ziua de astăzi, v-am spus ca termen mediu, probabilitate de trade long, cu mențiunea că poate exista o corecție până pe zona de la 1370-1375. Dow Jones. Graficul lunar, în primul rând, să vedem ce ne-a construit. Graficul lunar, de asemenea, cam identic cu ceea ce am văzut la SP500, avem un swing low creat, avem o situație de higher high, higher low și cu probabilitate de trade long. Părerea mea este că luna aceasta ar putea urca înapoi spre 13.500 și dacă va depăși acest trigger de long de la 13.500, putem să vedem 14.198-14.200 pe Dow Jones din punct de vedere lunar. Din punct de vedere daily, Dow Jones-ul, la fel, o ușoară retragere, probabil această ușoară retragere după formarea și deci formarea unui swing high. Această ușoară retragere poate să meargă până la 12.960-13.000 și aici ar putea găsi un suport pentru revenire pe trend long cu targetare, așa cum spuneam, într-o primă fază spre 13.300. Petrol. Graficul lunar. Graficul lunar ne indică crearea de long low pe petrol, da? Un swing low cu o bară bullish, o bară care a închis peste maxima lunii precedente. Probabilitatea de trade vine ușor long. Totuși să nu uităm că un lower low, da? Un lower low. Ok. Și va trebui să vedem ce va face luna aceasta. După părerea mea, el ar putea să crească până în jur de 95-96, cam în zona 97, cam în zona acestui suport. De aici, eventual, să vedem o nouă cădere. Probabilitate, din cauza că bara este bullish, cu închidere peste 50%, probabilitatea rămâne ceva mai ridicată pe long. Din punct de vedere daily,
Pe petrol am avut o retragere a prețului destul de substanțială în cursul zilei de ieri și iată, după părerea mea, cel puțin pentru săptămâna aceasta, avem un prim semn în finalizarea acestei corecții. Interesant, foarte interesant. Finalizarea acestei corecții până crearea acestui lower high. În momentul în care s-a creat acest lower high, deja 86 și 7 acest higher low devine trigger de short. Orice trecere sub acest 86.55, 86.7 mai exact, dar 86.70 mă ne poate duce cu gândul că petrolul ar putea să facă o nouă minimă și să găsească un suport undeva la 84.50, generic round number. De se vede, aici avem un pivot. Deci probabilitatea de trade totuși pe petrol este short pe ziua de astăzi. Asta înseamnă că prin prisma ceea ce am văzut pe SP500 și pe Dow Jones, care s-ar putea să facă mai întâi o corecție înainte de a-și continua acel trend long, și ceea ce am văzut pe petrol, care are într-adevăr o probabilitate mai ridicată de short, este foarte posibil să vedem astăzi o apreciere a dolarului. Foarte, foarte posibil. De altfel, observați că în cursul zilei de ieri, dolarul a rămas în această zonă scurtă de range, nu a făcut mare lucru, e adevărat, sub 83, dar ar putea exista o presiune la un moment dat de trecere peste 83 dacă indicii încep să corecteze și petrolul își continuă acea mișcare descendentă. Din punct de vedere lunar, indexul dolarului, ce a făcut și pe lună, a făcut un pin bar. Foarte interesant. Deci un pin bar. Pe termen lung, adică s-a creat o posibilitate de reversal a acestui trend lunar, deci s-a creat o posibilitate de reversal. Asta înseamnă că dacă acest pin bar va fi confirmat, adică va avea o trecere sub minima lui și mă refer la minima de la 81.78, avem o probabilitate ceva mai ridicată de short, probabilitate de reversal, cu targetare într-o primă fază spre 81. Deci atenție, avem pin bar pe graficul lunar. Asta nu exclude faptul că el ar putea totuși, până la confirmarea pin barului, să vedem și aprecieri pe dolar. Din punct de vedere daily, așa cum spuneam mai înainte, el a rămas în zona aceasta foarte aglomerată, este undeva sub 83. Aș spune eu stand-by pe petrol până se hotărăște ce face cu acest 83. Va sparge 83 sau își va continua această corecție până undeva spre 81.50. Asta însemnând chiar confirmarea și confirmarea acelui pin bar lunar. Nikkei-ul. Nikkei-ul, să vedem ce a făcut din punct de vedere lunar, nu weekly, din punct de vedere lunar. Din punct de vedere lunar a reușit să facă o maximă peste luna precedentă, totuși bara este bearish, o bară bearish destul de interesantă, destul de puternică, care conferă o probabilitate ceva mai ridicată de short pe Nikkei. Chiar în condițiile în care structura a devenit pe bare de higher high, higher low, mai trebuie încă o bară care să confirme această structură, adică dacă și bara următoare va face tot o structură de higher high, higher low, deja suntem probabil pe un început de trend up. Dar în condițiile în care bara lunară este atât de puternic bearish, și a spune că probabilitatea rămâne în continuare de short. Din punct de vedere daily, Nikkei-ul ieri a avut o tendință descrescătoare, clar, fără nicio problemă. Față de bara de la altă, pare să fi făcut un bearish outside bar, cam micuț după părerea mea, dar este de remarcat faptul că structura swing-urilor de lower high, lower low a rămas intactă. Asta înseamnă că probabilitatea de trade rămâne short. Indexul ienului. Pardon, am greșit indexul. Ok, mai scriem o dată. Bun. Graficul lunar. Vedem ce bară ne-a făcut. Inside bar. Inside bar e adevărat cu un inside destul de puternic, un inside cu caracteristică bullish, ceea ce arată o posibilă apreciere a ienului. Din punct de vedere lunar. Din punct de vedere daily, într-adevăr, chiar dacă am avut o situație ambiguă, aș spune de stagnare a prețului, bara totuși a fost o bullish.
Nu a creat un pattern propriu-zis, probabilitatea rămâne ușor ridicată de long, observăm swing-ul format, da? Și avem o structură de higher high higher low, deci cu probabilitate mai ridicată de apreciere, de long. Indexul futures al francului elvețian. Francul elvețian. Am văzut o tresărire de orgoliu ieri la EuroCHF, ați văzut, s-a deplasat mai mult de 5-6 pipi și într-o zi s-a deplasat vreo 10, tot bun. Din punct de vedere al francului elvețian, se constată o bară bearish, cu structură în continuare intactă de lower high, lower low, deci probabilitatea mai ridicată de depreciere pe francul elvețian, iar din punct de vedere daily, ieri am avut totuși o ușoară apreciere, nu a reușit să iasă sau să treacă peste swing high-ul precedent, dar este de remarcat faptul că după ce a creat un higher high, s-a creat swing-ul pe daily, adică un higher low, deci un prim semn că e posibil în cursul acestor zile să vedem o apreciere totuși pe franc care poate ajunge până spre 1,04. Deci dacă depășește maxima zilei de vineri, dacă nu mă înșel, 27, da, vineri, atunci este posibil să mai vedem o apreciere, în ciuda faptului că pe lunar indică o probabilitate mai ridicată de short, deci de depreciere. Și în sfârșit, Goldul care nu reușește să iasă, să treacă de 1640 pivot, după cum vedeți, ieri am avut un bearish outside bar, este și un pop gun, asta mărește șansele de respingere, deci avem o probabilitate mai ridicată, cel puțin pe ziua de astăzi, de mișcare short, cu targetare într-o primă fază spre 1600-1600, din punct de vedere lunar. Goldul creează un inside bar, suntem în fața unei double inside bar și dacă vreți și a unei săgeți. Este clar că va trebui așteptat un trigger, cel puțin din punct de vedere al barei lunare, să vedem în ce direcție ia goldul. Posibil să vedem totuși un trigger de long. În cazul de față, zona pe care trebuie depășită tot 1640 rămâne și din punct de vedere lunar. Deci goldul este în stand-by din punct de vedere lunar până la crearea unui trigger care să dea direcție. Ok, acum mergem pe principalele perechi valutare, să vedem ce ne-au euro, USD. Pare mare lucru ne-a făcut. Luni și marți au fost 2 zile de relaș. După cum vedeți din punct de vedere daily, nu ne-a creat mare lucru, ne-a creat mai degrabă o bară bullish, dar aș spune mai degrabă că a făcut un sideways între 1.22 și 1.24. E creat posibilitatea unui sideways, să vedem ce va face astăzi. E un standby, aș spune, pe euro în această zonă de la 1.23. Din punct de vedere lunar, bara lunară, da, e o mică problemă cu încărcarea datelor. Avem o bară lunară cu caracteristică bearish, deși close-ul barei s-a închis în interiorul barei precedente, totuși avem o bară bearish destul de bine conturată pe o structură a barelor de lower high, lower low, ceea ce indică o probabilitate mai ridicată de short. O probabilitate mai ridicată de short cu ceva probleme, aș spune eu, la 1.1850. Deci aici este zona de suport pe care tot am așteptat să fie atinsă. Deci acord pe termen mediu și lung, aș spune că probabilitatea este în continuare de short. GBP USD, grafic lunar. Da. Graficul lunar. Avem o bară de indecizie din punct de vedere lunar, cu maxima la 1.5800 și cu minima foarte aproape de suportul de la 1.53. Mai degrabă aș marșa pe ideea unui posibil sideways, deci o posibilă bară lunară care se încadreze între aceste două limite, 1.5800, 1.5300. Nu îmi dă niciun indiciu ce vrea să facă această bară lunară și atunci voi trece pe daily. Deci sunt în stand-by pe graficul lunar. Suntem în continuare într-o zonă de sideways ceva mai largă și să vedem ce în momentul în care va fi spart această zonă. 1.5800 este un reper important și de asemenea și 1.5226, 1.5200 număr rotund. Să vedem, va sparge, nu va sparge, asta rămâne de văzut. Deci de aceea se cheamă că e în stand-by pe graficul lunar. Din punct de vedere daily, GBP USD a înregistrat încă o bară ieri care
Barberiș, care nu a reușit să facă, atenție, nu a făcut trigger la acest inside bar, close-ul bar fiind din interiorul inside-ului. De aceea și aici spune standby. E adevărat că structura ultimelor două bare e o structură de lower high, lower low, ceea ce imprimă o probabilitate mai ridicată de short, deci de respingere din 1.5800. Rămâne de văzut. M-ar interesa o eventuală trecere sub minima barei daily de ieri și în momentul trecerii să fac o intrare sau să plasez un sell stop cu target de la 1.5550. Asta rămâne de văzut. De standby. USD/JPY. Aici nu avem prea multe lucruri de comentat, din câte mi-aduc eu aminte, cam cum s-a manifestat ien în cursul zilei de ieri. El a rămas totuși în foarte aproape de 78, n-a dat un semnal foarte clar că vrea să spargă zona, totuși a făcut o ușoară nouă minimă care dă oarece speranțe, dar nu tranzacționabil. Încă nu avem un clou foarte, un indiciu foarte clar. Din punct de vedere lunar, cred că vă dați seama la ce vom vedea acum pe ien, imediat. Din punct de vedere lunar, a creat un inside bar. Rămâne să vedem bara de trigger, care poate să fie o bară de trigger long sau o bară de trigger short. Ca și swing-uri, suntem în continuare pe o structură de swing-uri de lower high, cel puțin din punct de vedere al high-urilor, deci suntem pe lower high și avem un lower low la 75.56. Este adevărat că am avut un prim semnal în momentul în care a creat acest swing low că s-ar putea să avem o schimbare în sentimentul pieții, încă nu avem confirmarea. Ne trebuie, și aici s-a creat din nou un higher low, ce-i drept. Asta înseamnă că triggerul nostru de long, pentru un eventual long de durată lungă, este la 84 și 18. Deci, în momentul depășirii lui 84, ne va confirma că, într-adevăr, suntem pe calea cea bună. Dacă acest swing va fi infirmat și vom vedea o cădere, bineînțeles că tot acest scenariu cade. Bun. USDCHF. USD francu, graficul lunar, da, sunt oarece probleme cu linia de net, se încarcă mai greu datele. Iată o bară bullish pe o structură de higher high, higher low. Deci atenție, USD franc în apreciere, ceea ce intră în corelație cu ceea ce am văzut pe franc, pe indexul francului, care indică o depreciere. Trecere peste 9575, care a fost un suport lunar destul de interesant, a spune confirmarea lui 9575-96 ca suport și indică o probabilitate de trade long, deci o probabilitate de trade long. O trecere peste paritate, e clar că este trigger de long, suntem în structură deja de higher high și avem aici un higher low, ne-ar trebui crearea unui nou higher low pentru ca maxima precedentă să devină confirmarea sau triggerul de long al perechii. Dar ca probabilitate rămâne long. Din punct de vedere daily, nu am avut mare lucru în cursul zilei de ieri. O bară ușor bearish. E mai mult ca o structură de sideways cuprinsă cu limită maximă undeva în 98-24 și limită minimă în 96-91. S-a creat într-adevăr o structură de lower high, ținând cont că am avut un higher high după care s-a format un lower low. Vă spuneam eu că această mică structură poate să fie începutul unei probabilități de trade short. Crearea acestui lower high și uitându-ne la toată această structură ne dă indiciu că căderea prețului sub 0.9693 este semnal de long, deci aici avem de short. Aici avem triggerul de short la 96 91. Orice închidere de bară daily sub această zonă înseamnă trigger de short cu targetare spre 95 75. Ok. USD CAD. USD CAD. Iată că USD CAD-ul a rămas totuși sub acel pivot de la 1.055, probabilitatea rămâne în continuare short, deși bara de ieri a fost o bară long, observăm că nu a reușit să facă o maximă peste bara de luni și rămânem în continuare pe idee de short cu targetare într-o primă fază spre 99.50. Din punct de vedere lunar, ne
Da, deci din punct de vedere lunar, o clipă, să mă puțin graficul. Pardon, prea mult l-am mutat. Avem o bară bearish, da, grabara lunară, un swing, un lower high creat, suntem într-o situație de higher low, lower high, asta înseamnă un posibil sideways, da? Dar această bară lunară cu caracteristică bearish și cu structură de lower high, lower low ne indică o probabilitate mai ridicată de short cu targetare, după părerea mea, a lunii acesteia spre 98-38 sau chiar 98 număr rotund. Ok, din punct de vedere daily am explicat acea idee. Faptul că este în continuare de short. Australianul SD. Australianul SD. Australianul SD. Bun. Din punct de vedere daily a creat un higher high. Asta înseamnă că e posibilă o corecție. Crearea acestui swing un swing ne arată o posibilitate de corecție. Și avem un prim suport undeva la 1.0442. Dacă va trece de acest suport, după părerea mea, cred că corecția ar putea să ajungă până pe 1.03-1.0332, unde avem retracement-ul de 50% sau 61%. Deci cam în această zonă se vede, nu mai trebuie să mai punem. Și, dar totuși, pe structura swing-urilor, suntem în structură de higher high, higher low și tot acest trend încă nu este deranjat de această mișcare. Mă pot aștepta în cursul zilei de astăzi mai întâi la o corecție. Din punct de vedere lunar, probabil avem o bară bullish. Și așa și este, este o bară bullish, este creat, atenție, un 1, 2, 3 pe o structură de sideways, o structură de triunghi dacă vreți. Acest 1, 2, 3 mi-arată că probabilitatea de long a crescut, e un pattern de long, e pe o minimă evidentă dacă vreți, aceasta poate fi considerată o minimă evidentă, este un 1, 2, 3 care se sprijină pe un 0,96 rotund pivot lunar. Ceea ce înseamnă că posibilitatea ca să avem o nouă bară bullish luna aceasta este destul de ridicată cu o targetare în 1.08 într-o primă fază din punct de vedere lunar. Ok. Și acum vom merge. Deci din punct de vedere daily am văzut care este structura, acum vom merge pe NZD-USD. Graficul lunar nu reușește să facă trigger-ul la acest inside bar, s-a oprit în această zonă de pivot, da, este un pivot, se vede chiar lunar, acest 0.800 dacă vreți, totuși o bară bullish cu închidere chiar în pivot, ceea ce indică o probabilitate mai ridicată de long decât de short și o probabilitate de spargere a acestui pivot cu targetare ulterioară spre zona de la 0.8460. Deci, interesant, interesant. Deci, din punct de vedere lunar, avem o posibilitate de breakout. Din punct de vedere al graficului daily, suntem cu prețul exact în pivot. Asta înseamnă că suntem în stand-by. Există posibilitatea de respingere a prețului, dar în același timp există și posibilitatea de break. O bară daily închisă peste zona aceasta de pivot, adică undeva pe la 81-60, ne indică un semnal clar de long cu o targetare într-o primă fază spre 82-35. Cam aceasta este analiza tehnică monthly daily. De astăzi vă doresc o zi verde și o lună verde, un început de lună bun. La revedere, dragii mei, și ne auzim mâine dimineață cu o nouă analiză tehnică daily. Bye, bye! Not impossible.